Salutăm pe toată lumea, o să fac astăzi un video mai scurt, dacă tot durează până scot videoclipul ăla cu barbecue, numai că durează, oameni bun că trebuie să-mi fac timp, că na, când vii cu dovezi și videoclipuri și așa, primate trebuie să le ascult eu, pe urmă să le analizez și pe urmă, Hă, e multă muncă, deci ăla video cu barbecue mai trebuie un pic să așteptați că asta e viața, bine, până un alta, um, nu știu, fac și un videoclip ăsta că o lăsat cineva un comentariu, nu știu dacă David îl cheamă și în viața reală, nici nu contează, poți să-l cheame și Sfântul Petru, că e egal pentru mine. Și că dacă aș putea să abordez tema asta cu sărutul înainte de căsătorie. Nu. Eu, Davide, nu știu cine ești, oricum, dacă ne cunoaște sau nu și nici are importanță, oricum. Eu o să fac video ăsta, că nu mi-e greu, știi? Dar nici să nu te aștept să fiu de acord cu tine, pentru că tu ai văzut destul de bine că și în comentarii nu nu rezonăm. Adică am avut un schimb de comentarii în urmă cu câteva, nu știu, ore, dacă vrei să spui, minute. Și nu rezonez eu, spun părerea mea. Rog și oamenii care mă urmăresc să intervină, adică cu opinia lor. Dar asta nu înseamnă că dacă fac videoclipul, nu înseamnă că o să fiu de acord cu tine sau că sunt obligată să rezonez cu tine, nici tu nu ești obligat să gândești ca mine fiecare, nu, da? În fine, și acum, ce, că să abordăm așa în câteva minute, e subiectul ăsta cu dacă e păcat să te săruți de căsătorie. <coughs> nu, am e bun. e păcat să te săruți înainte de căsătorie. Spuneți voi. Că vedeți voi care e chestia? În mare parte, că nu pot să spun toți oamenii, pentru că nu m-am dus eu să intervievez toată populația, da? deci nu-mi permis să spun că toată lumea, dar în mare parte, așa pretin și creștin, um, sunt foarte absurd. Și la ce mă refer aici? Înainte să-ți cunoști partenerul, pe păcat să stai numai tu cu el, E păcat, doamne, pe unde să te mai faci că, mă vezi că ți-o căzut ceva, știi, să zici că ai ieșit în oraș. În primul rând e păcat să ieși în oraș cu partenerul, pe urmă e păcat dacă vezi că o căzut, o sarma sau ceva la chelăbuț, mă, e păcat și să-i spui, vezi că ți-o căzut să-i faci așa. De săru nici mai are rost că ei automat implică actul ăsta ca fiind păcătos. Și tot ei, acum nu mă refer la David, la persoana care mi-a spus că dacă vreau să fac eu, nu, mă refer așa, în general, la creștină. Uh, zic că e păcat să divorțez și pe urmă să te recăstorești. Măcar dacă n-ar mai spune chestia asta. Că atunci știi, bine, oricum, indiferent de ce spune fiecare, trebuie să facă cum simte și să țină în considerare de circunstanțele în care se află și așa mai departe. Dar mie mi se pare total absurd. Aia n-ai voie înainte de căsătorie, aia nu, aia nu, aia nu, aia nu dar nici divorțul. Știi, nu mai ai voie. Adică te-ai prins într-o cușcă. Pentru că băiatul care mă rugat să fac videoclipul a încercat să fac o comparație între mașină și femeie. Că vezi, Doamne, dacă te duci și cumperi o mașină și tu te duci cu intenția să-ți cumperi o mașină nouă, da? adică nouă, nouă, dai banii pe mașină, Asta, ăsta a fost exemplul lui, nu exemplul meu, să ne înțelegem un pic, da? Te duci și cumperi mașina, ai dat bani, dar peste câteva timp afli, de fapt că mașina nu, nu a fost nouă. Știi? Și no, nu, nu e ok. Și tot așa și cu femeia. Te căsătorești, afli că s mai sărutat cu alții, nici nu-i vorba aici despre gigi, -gigi Că s-o sărutat. Și e ca și cum știi, na. În primul rând, David, sau cum te cheamă pe tine în buletin, eu ți-am spus și în comentarii și mă repet și în videoclipul ăsta. Și astea doar opiniile mele, nu e ca și cum de adevărul absolut, nu. Doar gândurile mele și cum gândesc eu, nu? Nu poți compara o mașină cu o femeie sau cu un bărbat, numai că tu ai folosit acolo un exemplu tău o femeie, da? Nu poți să compari, David, pentru că omul e om și mașina e un produs, da? Deci tu, de exemplu, după ce ți-ai cumpărat mașina, chiar dacă ai dat bănuță pe ea și ai crezut că a fost nouă-nouță, dar pe urmă ai aflat că nu a fost, tu pe urmă, poți să dai în judecată garajul de unde ți-a luat mașina, Se presupune că a fost un garaj, dacă ți-a luat de la altcineva, nu mai ai cum să spui de la proprietar, că înseamnă că nu a fost nouă mașină, da? Dar tu poți să dai garajul la judecată, tu poți să ceri despăgubiri, tu poți să faci multe chestii, mă înțelegi tu? Și, bine, subiectul ăsta poate fi dezbătut și dezvoltat ori în șir. Știi, mie mi-ar fi mai ușor dacă ai vrea tu, se intri în cu mine. Chiar fel când e și tu și eu vorbim, știi, așa, monolog, și se transmite ce vrut tu, după aia poate îmi spui că n-am transmis cum o trebuit, e cam complicat, știi, și ăsta e un subiect foarte complex cu sărutul. Și cu relațiile din de căsătorie. Ăsta e foarte complex, nu e ca și cum ai mâncat o să pa, gata, nu. Dar ce am vrut să zic cu mașina așa, așa? mașina e un obiect. Femeia nu sau bărbatul, omul sine lui, pe păi cum poți, nu? Adică, în primul rând, femeia e o entitate cu care tu trebuie să cooperezi. Cu mașina e așa? Nu, mașina nu are nicio pretenție de la tine. Știi, tu ai pretenții de la mașină, dar mașina nu are de la tine. Și din păcate sunt mulți bărbați, chiar și femei coropijniță, și ă, femei, vai de mine, vai de coni bărbați zici că sunt prea și femeile coropișnițe sau viceversa, că așa e viața. Eu nu înțeleg de deci ce de multe ori femeile zic, vai bărbați ăștia, dar ce? Femei care sunt nesâmțite nu există? Foi, oi, oi, cât a bărbatul, cât a femeia? Hai de mine, în fine. Numai că din păcate există și parteneri din ăștia, știi, care își tratează soțul sau soția ca pe niște obiecte. Adică ei să puște forme, tu să ai pretenții de la mașină, vorba să fie nouă, să meargă cum trebuie, să alea, Dar pe mașina ce pretenții să aibă de la tine? Că nu, vorba știi? Nu așa faceți și voi cu parteneri. Voi cât mai multe pretenții să fie cât mai nou nouț să fie cât mai știi, nu tu kilometri, nu tu, nu tu, nu tu, nu tu. Performanță excelentă, dar când persoana respectivă, adică partenerul vostru are o dorință sau ceva, e ca și un obiect, nu există. Nu, Știi? Deci, bine ar fi multe de spus și nu vreau să plictisesc pe nimeni, dar, David, niciodată să nu mai compari, adică eu cred că nu e ok că tu faci cum crezi, bineînțeles, dar nu cred că e ok să compari un obiect sau un produs cu o entitate umană. Nu e, nu e ok, nu e ok. Pentru că relația nu e de așa natură, nu ai cum să compari. Nu există, contextul e foarte greșit. Așa cred eu, tu, e cu gândurile tale, dar dacă tu așa gândești, să-ți găsești o prietenă, o iubită sau viitoarea soție, comparând-o cu o mașină nouă, apoi așa nu stai cu minte. Și acum să ne reîntoarcem la întrebarea ta. Că e păcat să săruți o fată? Sau fata să te săruți, n-ai căsătorie, sau mă rog să ți săruți. Eu, din ce am văzut din comentariile tale, cred că tu ai impresia că e păcat. Nu că ai impresia, tu chiar crezi că e păcat. Nu, acum eu nu cred așa. N-am cum să cred așa. Dar în schimb, aș fi foarte selectivă dacă ar fi vorba de mine, dacă nu, sau, de exemplu, dacă m-ar întreba un nepotu și, uite, mi-am găsit o că vorba vine, da, cum se exprimă copii, sau am o iubită, sau știi, și m-ar întreba, e bine să mă sărut cu ea. Eu i-aș pune așa, mă, copil, eu i-aș pune cum am făcut eu, da? Sau cum aș fi procedat eu, că poate nu n-am fost pus în atâtea situații în care să pun copii, când în zona de astăzi... Te poți tu expune la niște situații, chiar dacă n-ai fost expus. Și depinde fiecare dacă ți-o cu lumânarea sau nu ți-o cauți. Știi, dacă stai cu minte frumos acasă și numai la lucru, na, într adevăr te expui când ești la muncă sau așa, dar nu-i ca și cum te duci tu în mod intenționat într-un bar sau știu eu, pe acolo, deja ți-o cauți cu lumânarea. În fine. Dar, dacă el m-ar întreba tu și e ok să mă sărut, eu aș pune, mă, copile. L-aș întreba acolo câteva, acum n-are rost să întrebări, dar printre ele, raportându-mă la sărut, și astea, șase, nu să te atinge, aș spune, eu nu m-aș săruta din primă. Știi? Pentru că trebuie să merite sărutul persoana. Adică să văd și eu ceva, să analizez ceva înainte. Deși e cam greu să le spui asta la tineri, pentru că nu că eu sunt o baboniță, cam numai 33 de ani, dar știți care mai e mai încă o chestie? Că eu tot încerc să zic una și mă tăduc, dar n-ai cum, că e, asta e situația, e, subiectul ăsta e foarte complex, dar de mult eu și părinții greșesc, știi? Eu nu zic casa în calitate e părinte, că nu sunt părinte, dar la ce mă referi faptul că și părinții au fost cândva îndrăgostiți. Și eu sunt țăfuturi în, în stomac, acum că s-o căsătorit cu persoana respectivă sau nu e partea a doua, dar... Interesant că și ei s-au sărutat, au făcut ale alea, dar la copii, un pic dacă află că s-au sărutat, pac, pe diep, să nu mai ieși din casă, de telefonul con, nu, 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 n-ai cum. Sau alții, dacă ei nu au fost doctor sau ceva, neapărat copilul meu să iasă doctor, neapărat copilul meu să fie astronaut. Păi da, dacă ai vrut-o așa de mult, dar ce nu te-ai făcut tu când ai devenit adult? Ok, poate când ai fost copil, părinții tăi nu te-au așa mai departe, dar adult fi, n ai putut să te faci toastră nouă, de ce să pui greutatea asta pe omerii copiilor? Și mulți părinți fac așa. Să supără când copiilor nu iau note bune la școală. Ai, dar tu ce nu te-ai la școală? Tu ce nu te-ai la școală? Păi da, dar eu creez un mediu mai plăcut, mai ok. Bun, te-am înțeles, dar de ce tu, când ai fost, când ai devenit adult înainte să devii părinte, de ce n-ai făcut tu lucrurile pe care le cer copilului. De ce punem pe copii niște sarcini să iasă niște sfântul școl? Cum n-ai cum? Pentru că și eu o să treacă prin aceleași etapă ca noi, că o să răspundă diferit. Da, asta cu siguranță sau poate asemănător, da, cu siguranță, depinde acum de foarte multe chestii, dar de multe ori părinții atâta de perfect vreau să fie copii, nu cumva, nu cumva să te văd că fumezi, deși părinții au fost fumător la viața lui. Sau să alții și mai absurd. Ei încă fumează și copiii să nu te văd că fumezi. Păi tu vorbești, tu mă măcar nu mai deschide gura. Adică știi niște sarcini în care, în fine, hai că m-am dus prea departe de la sărut. Și dacă m-ar întreba nepotul așa, ia, și mă, dacă crezi că ai răbdare și nu arzi așa ca un pop coordină la ieșit din cratiță, Vei și tu un pic prin ce ce să învârte, de unde vine vorba aia, știi? Adică sunt niște chestii, dacă poți copile, să te abții și așa. No, și pe urmă, ca să-l fac un pic să înțeleagă cât e de important să și așa, și spune, vezi că prin sărut poți să primești sau poți să transmiți boli. Deci, tu când te săruți, că nu-i numai un... Te ai pupa Știi, eu, eu, eu nu-s cu fanta în mână. Eu când mă sărut cu cineva, nu... Acum oamenii care numai așa să... Dacă e pentru ei astea... Adică și sărutul ăsta, nu știu, dacă între pe oameni, define sărutul diferit. Pentru mine sărutul e atunci când e pe buză, pe buză aici, nu umblați voi cu așa, așa se fie pe buză, frumos, și petreci un pic de timp acolo, adică un sărut franțuzesc. Nu, no, păi tu când îți atingi buzele, de buzele al cuiva, îți deschizi gura. Că vine de la sine, degeaba o să-mi spuneți voi mie, băi, n cum vorbești, pe cum vorbesc? Așa zici ce, doamne, mă, oameni buni, unii dintre voi atâta vă credeți de sfântoși, de vai, de mine, mai că nu se tulbură și apa minerală care vine mie pe robinet, bine. Și tu când deschizi gura, automat, că nu te pune nimeni să stai cu ea, ha, ca și cum e cina domnului și tot be cum beau alții, așa, cu paharul plin. Nu, dar o deschis suficient încât da, să-ți folosești alt organ din gură, da, în fine. Păi automat când ai contact cu cineva de genul ăsta, tu dacă ești bolnav, îi transmiți și celul la boala ta. Acum nu orice boală se poate transmite prin salivă și așa, dar îți bol, care se poate lua și prin sărut. Sau mai grav decât atât, Doamne și bol pe care le poți lua, căutați-vă pe internet, că nu vreau să vă obosesc să vă umplu capul, dar căutați-vă pe internet, există boli care pot să fie transmise și prin atingerea pielei. Ai atins atât, ai pus și e gata. Deci, nu. No. Dar și încerca să-i spui la copil, mă copile, uite, vezi și tu studiază filmata, dacă nu, no, așa un pic teren, nu să vezi cât e cât în mare, dacă poți ai răbdare și tu aia nu uita că, nu, no, știi, acum degeaba dacă copilul vine la mine și are de 18 ani, știi, și eu îi zic, Ok, dacă vrei să te sărute persoana aia, stați și vorbiți un pic. O lună, două, vezi, poți să vorbești, adică te potrivești la alte subiecte, că nu-i numai despre sărut, nu-i numai despre o relație intimă și sexuală într-un cuplu. Da? Nu-i numai despre asta, vezi, vorbiți despre flori, despre culori, despre școală, despre Biblie, despre ce crezi tu că ți-ar place să vezi în partenerul respectiv. Și vezi, ai cu cine dezvolta, că dacă n-ai cu cine dezvolta, se la vie, gata, nu, știi? Dar tu dezvoltă subiecte, dezvoltă și dacă vezi că ai cu cine vorbi și să potrivești cerințelor tale și dorințelor tale care trebuie să fie ok dorințele alea, nu vrem să ne să ne drogăm împreună, asta nu, asta nu, nu asta nu ar trebui să fie printre dorințe, da? La vârsta ai de vorbit despre școală, muncă chiar și alte chestii așa, ok, bun. Și apoi dacă vezi că te potrivești, nu, nu știu dacă copilul ar fi de acord să-i ceară la persoana respectivă să-și facă niște analize. Măcar analizele alea ca să te asiguri că nu poate să-ți transmită o bolă, știi, prin sărut. Că tu nu știi. Poate copilul chiar a fost, adică partenerul cu care o mă întâlnesc, poate el chiar nu a avut relații sexuale cu nimeni. Dar dacă, că vedeți, de multe ori se întâmplă și chestia asta. Și eu vă zic asta pentru că am citit niște articole, nu că am experimentat eu. Nu, nu, nu. Dar, de exemplu, mulți credeau că ei sunt ok. Mă nu m-am sărutat încă până la o vârstă, nu am avut relații sexuale, nu așa, cum să fiu eu bolnav? Păi cum să fii bolnav? Poate părintele tău a fost curvar sau curvară și te au născut cu boli transmisibile, că, din păcate, își și părinții ăștia care ei au HIV sau știu ce alte boli, și există, eu așa am citit din articole și cred ce am citit, există un risc foarte mare ca copilul să se nască cu bolare. Și el săracul să n-aibă nicio vină. Dar și l-a născut. Că a fost transmisă boala de la părinți. De rigo. Și atunci, măcar mă, când vrei să te săruți, un um, sărut un act foarte intim, da? Păi ce duci, momule bun, și hai, hai că-ți dă mătușta bani de analiză. Trimite-o să-și facă acolo, blote să-și facă niște analize la sânge, că nu durează mult. Și dacă nu vrea să-și facă, pă, înseamnă că tu nu prea vrei să mă prețuiești pe mie. Și dacă nu vrei să mă prețuiești, înseamnă că tu nu ești demnă de sărutul meu sau demn de sărutul meu. Dar vedeți voi, cum poți să ai discuții de genul cu... Adică nu că n-ai putea să spui la copil, că la 18 ani, deja de la 16-15 ani, deja poți să spui lucrurile astea, să fie precau și mai departe. Dar nu, nu îți garantează nimeni că o să țină cont de ce spui. Dar asta nu înseamnă că tu nu le și o amprentă în gândul lui, că tu le și o amprentă. Să gândești, bă, dar mi-a zis tu și mică, Fai parcă își apucă cu mâncărimile înainte să săruce, probabil. Știi că o amprentă tătile și la copil în cap. Știi? Și poate o să aibă niște rețineri sau poate când e mai mare o să țină cont, chiar dacă nu ține cont în primă instanță. Știu la 15 ani, 14 ani, poate să îndrăgostesc alții pe la 13 ani și nu zic nimic. Că țin în ei, că mi rușine, că cum să mă duc să-i zic la mama, cum să mă să-i spun la tata, că uită, că știi, că uită așa și așa și asta e viața, nu. Dar, în alte cuvinte, eu n-aș crede că sărutul e păcat înainte de căsătorie, dar nici nu m-aș cu fiecare frunză care mi-a mi să încală. stai un pic așa, despre ce vorbim? Stai prima dată să văd dacă... Bine că uneori hormonii ăștia așa și e cu mâs, știi? Dar stai un pic să vedem niște chestii acolo. Acum să zici că-ți o odată cu cineva, că n-ai fost vigilant de ajuns. Că suntem oameni, știi? Bun, odată ți-o dată. odată. Dar nu discutăm aici așa, și a trei ori. Adică știți că odată și odată îți greșim, da? Dacă o pot numi asta o greșeală, știi? Dacă îmi pot permite să zic o greșeală. Odată tot îți scap, că parcă, nu știu, și hormonii ăștia, că suntem oameni. Mă da după aia, ok, ai greșit odată, te vezi minte, știi? Și dacă îți trebuie să te să, te tă, să ruzi, cu analiză. Da, bine că ăsta e numai un punct de vedere. eu nu cred că e păcat. De ce să fie păcat? Auzi tu să fie păcat să mă sortnească căsătorie. David, îți zic, David, eu că așa te cheamă și realitate, dacă nu e problema ta, dar zic David ca să știi că pentru tine am făcut video ăsta, băiatul care mi-a lăsat comentar la, celălalt videoclip. Știi care e chestia? Dacă tu vorbești numai cu persoana înainte să te căsătorești, da? vorbești, nu știu ce vrei tu să vorbești, nu e suficient. Pentru că trebuie un pic să vezi dacă rezonești și din punct de vedere sexual. Că dacă tu te duci pe premiza că după căsătorie tu trebuie să faci numai uh, Xerox, ca să nu zic cuvântul ăla din trei, din trei litere, știi? Dacă tu crezi că trebuie să faci Xerox în loc de dragoste, greșești. Că foarte mulți pastori și popci zic, vezi, Doamne, că relația aia intimă, adică Xerox-ul, înțelegi ce vreau să zic cu asta, e doar, știi, pentru nașteri de copii și atât, e total greșit. E tare tu trebuie să te angajezi într-o relație de dragoste, pentru că tu numai atunci iubești omul, când poți să faci dragoste cu el. Și o dragoste foarte diferită față de actul ăla sexual în sine pe care mulți îl numesc Xerox. Să nu zic altcumva că apoi am și probleme pe YouTube, da? Bun, no. mă înțelegi tu pe mine? Deci nu e suficient să poți să stai, adică tu conștientizezi că ok, omul ăla e creștin, zice că e creștin, bun, avem valori creștine, vezi, doamne... Am amândoi, deși de multe ori și astea diferă și în fine. E ok, ne place la amândoi mâncarea, suntem doi chelăbuți, e ok, nu, no, hai că se poate și așa. Nu, tu trebuie să verifici, să vezi dacă din orice punct de vedere te potrivești. Păi dacă, de exemplu, tu te săruți cu cineva și nu sunt nimic, e grosnic, e, e, foarte grosnic. Oricât ai vorbit tu din Biblie, or, oricât ai vorbit tu despre profesie, Oricât e doctor, avocat, astronaut, e omul ăla cu care ci că vezi, doamne, ai o relație. Păi dacă tu nu simți nimic când te săruți, păi nici are rost să te căsărești. Nici are rost. Păi tu, până la urmă, pentru ce o să te căsătorești cu cineva? Doar că e doctor sau doar că e pastor sau fiu de pastor sau e fata la cor sau e lider de tineret sau știu eu ce, tu pentru funcții, tu pentru status te căsătorești sau pentru sufletul tău? pentru cineva cu care poți să creezi o familie. Păi și cum poți să creezi o familie, cum poți să formezi o familie cu cineva de care tu nu te simți atras sexual? Cum poți? Adică tu când urmează să tragi drapelii de sale alea sau știu cum faceți voi, tu ce faci? Sau voi ce faceți? Păi trebuie să vezi dacă te simți atras sexual și cum poți să probezi altfel decât să te săruți, pentru că atunci tu când te săruți e o conexiune foarte puternică. Exact cum vorbești, de exemplu, despre profesie. Pe păi dacă vezi că tu vorbești despre un job, da? Să-i spui, uite, eu sunt contabil și fac așa. Și, și dacă vezi că persoana aia acasă în timp ce tu știi, sau dacă o întrebi despre subiectul ăsta și vezi că schimbă subiectul și așa mai departe, păi nici are rost. Nici are rost, că atunci nici o să se aprecieze munca și jobul tău după ce vă căsătoriți. Sau dacă tu pe tine te interesează foarte mult, nu știu, cântarea cântărilor sau apocalipsa, Pe păi vezi, vorbești și vezi, rezonează cu tine. Că degeaba sunteți amândoi penticostal sau baptiști, pentru că de mult eu și pentecostali în trei sau baptiști, între ortodox și toate culturile între ei, până, până la urmă și ei se contrază chei ei. Adică unul crede cumva, celălalt acum. Dar tu atâta de bine trebuie să analizezi înainte dacă ai răbdare și -o maturitate necesară, să vezi să te potrivești în toate, în toate acțiunile. Indiferent că vorbești despre Biblie, școală, studii, nu știu, profesie, relații intime. Auzi tu că e păcat să te săruți. Păi mă, David, dacă e păcat să te săruți înainte de căsătorie, da? Te întreba ceva atunci pe tine. Să presupunem că ai găsit o fată verhină și la buză, că tu așa ai zis că o femeia trebuie să fie ca o mașină nou nouță. Hm. Vai, 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 cum sunteți voi. Dar în fine, trecem, da, bun, am înțeles. Și să presupune că tu chiar ai găsit-o pe verhina verhinilor. Și la gură, și pistetă și la ochi. Ea nici nu s-a uitat niciodată la niciun bărbat. O trecut așa, cumva, o a avut perdeale și știi? Sau cum avem la mașină când punem astea pentru soare. Stai să-mi schimb mâna că deja ne obosește și de agitile. Stai așa. Bun. Și vă căsătoriți. Și nu, no, te duci o săruți. Ca acum știi care e faza? Mai și oameni care Zic asta că am mai avut discuții cu unul, cu altul, știi, cu persoane căsătorite. Și când îi întrebă, da' tu, voi vă sărutați? Cum e? Că eu sunt de felul meu, nu, acum asta e viață. No, bine, no, mi ce sărutat? Vine, nu mă facem și gata. Păi n-ai cum, n-ai cum, trebuie să săruți, nu? Înainte de actul sexual sau după sau între timp, pă, trăbă, na, nu, altfel, altfel acolo e xerox și nu-i dragoste. Și nu-i ok. E păcat să faci xerox și nu dragoste, asta e păcat, nu să sărutul, dar în fine. Și ești căsătorit și dai să te sărut și vezi că nu mere. Nu mere. Nu mere, omule bun. Dar nu, nu poți. Nu... Nu, poți. Poate vezi că are dinți lipsă? Poate nu-ți plombile? Că nu au și oameni plombați. poate știu eu Huf, câte aspecte poți să te împiedice să te săruți cu un om. Nu foarte multe. Dar ce faci, David? Ce faci? Ce faci? că astea o să te afecteze pe termen lung. Degeaba, dacă în cazul în care nu ești însurat, și cred că nu ești însurat, că la cum am discutat și așa nu prea, dar mă rog în fine, n-ai cum să zici că nu să te afectează astea pe termen lung, aspectele astea. Pentru că dacă azi mâine nu te săruți, după aia nu mai atingi omul, nu? Pe că când nu vezi pe soție că face mâncare, te duci un pisul mai verifici, să vezi, sunt ok termopanele, spatele, ok, tot drept. E mai duci din când în când, așa și femeia, când bărbatul mai repare o chiuvetă, dacă repară, că mulți sunt puturoși, mai te duci și vezi cum stă cu bicepsul, cu trapezoiza, adică mai verifici, știi? dacă tu nu -ți place, ție nu-ți place să te săruți, că știu eu din ce motive, sau nu sunt zimica, sau mai știu eu ce, apă după aia nici nu mai atingi din când în când, așa, mai tachine și tu pe o, mai bă, uite un țânțar, dar țânțarul nu știi, ai făcut totul așa. De pus mâna, nu mai pui, și nu aveți că se răcește relația. Pe urmă, ce faci? Că tu ești la care crezi că divorțul nu e ok. Numai dacă o ce aproape că ești mort. Știi? Atunci ce rost mai are să divorțezi, că ești cadavru. De divorțat, nu? Aia nu, aia nu. Pe ce faci, David? Zând tu ce fac cu oamenii ăștia? Că pastorii ei se dau sfântou și vin cu niște predici, cum fac și părinții. Exact, pastorii fac exact cum fac părinții. Exact așa procedează. Și părința atâtea sar ce pun pe copii de parcă ei uită de unde au venit. Uită prin ce etape au trecut. Una e să oferi sfaturi și alta e să poruncești copilului. Una e să spui copilului, mă, uite, eu am făcut așa, așa, sunt am greșit, dar nu, aș fi făcut în schimb altcumva și tu, din moment ce vorbești așa cu copii, el percepe comunicarea dintre tine și el ca pe un sfat. Nu un proces din ăla de deci, știți deci că suntem la tribunal, trebuie să faci aia, trebuie să faci aia. Deci nu există, nu poți așa. Și așa fac și pastorii. Vai că e păcat aia, păcat aia, aia. Aha, și te trezești că știi că cu cineva, nici măcar nu să, faci de nimic. Nici măcar de xerox de multe ori. Dar stai, că trebuie să stai, că te-ai căsătorit și e păcat să divorțezi. Și uite așa, mulți oameni se condamnă și stau și trăiesc în niște lagăre, foarte toxice. Foarte toxice. Măcar atât să faci. Acum, David, vorba fie între noi. Nu înseamnă că dacă te săruți și ok sărutul, ai să-mi și tu rechin prin stomac, nici nu floturi, și balenii sunt și partenera aia, nu înseamnă că tot o să fie perfect în relație. Eu nu insinuez asta. Doamne, și ferește, nu insinuez. Că doar de atâtea ori. Au fost oameni foarte îndrăgostiți și după aia nu, nu s mai simțit, nu sunt mai simțit, știu eu. Sunt atâția factori de care trebuie să avem grijă și după aia, dar acum nu suntem mai matrimoniale, da. în fine. Dar trebuie să nu conști de aspectul ăsta. Adică tu, atât cât poți, trebuie să-ți dai silința să faci orice la timpul potrivit. Da? Păi dacă tu ești într-o relație, înainte de căsătorie, da, îi timpul potrivit să vezi, mă, sunt ceva când mă apropiu. Îmi place cum respiră? Nu-mi place. Îmi place cum așa? Nu-mi place. Pentru că toate astea au importanță. De exemplu, eu, acum, dacă voi vreți să mă numiți sensibilă, nicio problemă. Eu, de exemplu, dacă mi-ar plăcea așa de cineva și m-aș gândi să am o relație sau așa, aș fi foarte atentă, de exemplu, și când mănânc cu persoana respectivă. Păi dacă aud că mesec așa, că îs care ca așa, nu, no, ce? Ii spun. Ai putea un pic, nu știu, aș vedea dacă are, dacă, nu știu, dacă e ok cu mandibula, cu maxilarul, cu limba, cu gură. Și dacă omul e sănătos, aș spune, nu, fă bine, mie mi se cam irită Și, nu. No. Păi nu vrei tu atunci când stai la masă cu cineva să simți o plăcere? Că ți drag să mănânci cu un om care ești cu un om de care tu ești îndrăgostit, n-are cum să nu-ți fie drag să mănânci, că abia aștepți să vină acasă, îi pui șervețel frumos, aștepți, nu? Dar dacă tu nu suporți cu mănâncă, când vine acasă, nu, femeia, hai să mâncăm, păi eu am mâncat deja, e ok, nu? Că evită să te audă pe tine. Păi eu până când și la aspectul ăsta aș fi foarte atentă. Și dacă nu-mi place cum mănâncă, e comunic. Dacă își schimbă obiceiul, continuăm. Dacă nu du-te încolo, poți să fii și un doctor. Ai don't care pe eu cu cine mănânc la masă? Eu cu cine o să mănânc la masă după ce mă căsătoresc? Ok, înțeleg că mănânc pe la muncă și așa, dar acasă eu nu mănânc. Eu nu vreau să am o activitate intimă, că și mâncatul la masă e o activitate intimă, adică ești tu cu partenerul tău, cât e frumos, mănânci împreună, speli împreună, e foarte frumos. Dar dacă tu nu poți să știi că mesică, ca, nu știu, zici că și o mai cu buzul, așa mai cum trebuie. Știi? Deci fiecare acordă atenție la aspectele pe care, nu știu, îl interesează sau o interesează. Da, dacă, doamne, fer, pe păi eu una, dacă ar fi să mă căsătoresc și eu nu fac asta, eu sper când mor să mă încinerează, că dacă îmi dau roci de mireasă și vin musulmanii pe mine, e bai mare, eu cred că o să-mi apoi, înapoi, nu există. Eu nu mă căsătorez niciodată, dar dacă ar fi fost să mă căsătoresc, nu m-aș fi căsătorit fără să nu sărut omul. Nu m-aș fi căsătorit. Nu există. Păi să văd și eu ce sunt. <g Haide> N-ai cum, nu? Nu. Într-adevăr, când te simți îndrăgostit, e suficient să stai în prezența omului și te simți așa, dar contează foarte mult când tu te apropii, când ai un act intim. Că nu zice nimeni să întreții rați sexuale înainte. Nu, dar măcar să te săruți. Măcar. Dacă voi vreți să vă riscați, Riscați, vă nicio problemă. Nu vorbiți nici despre cum mănâncă omul. Eu și asta aș vorbi. foaie de mine, și cum încat. Nu m-am uit mai repede să văd decât eu să. sau să mănânc la masă și să văd cât că, își că bagă -mâna în gură. Du-te, e bun, du-te, vezi, e treaba că mai bine mă duc în, într-un graș și mănânc cu porci și măcar porci, porci. N-am așteptări de la ei, că porci, sunt animale și dați. Da? Dar eu aș ține unde de niște chestii să mă căsătoresc. Sau așa, așa, de o relație, du-te vezi treaba. treabă. O, stai eu să mă și mănânc și nu mă văd că ba o mână în gură, ba prin nas, ba, doamne, doamne, Aș ferească Dumnezeu. No. No. de Dumnezeu. Da. Nu, da, aici ține de fiecare. Deci, în concluzie, David, eu nu cred că e păcat să săruți. Nu cred asta, nu cred. Și acum poate unii dintre voi o să spuneți, dar ce, oricum tu nu ești creștin. Oameni buni, lăsați-mă voi cu asta, că nu trebuie să fiu pentii sau ortodoxă sau catolică declarată ca să fiu un om rațional, etic și moral. Nu am nevoie de o etichetă. Voi aveți nevoie de etichete. Pentru că voi și când ieșiți afară, și când zic voi, mă refer la unii, nu la toți, sper că înțelegeți. Voi ăștia și când ieșiți afară, neapărat trebuie să fie firma pe voi. Naomi nu se uită la firmă. Eu, eu ceam am la îndemână pe mine, adică la îndemână eu și eu ce am acolo pe mine, da? Important e să fiu curată, să nu miroasă după mine, asta e cel mai important. Dar voi, repede, dacă nu mă feștesc, dacă nu mă dau cu nu știu ce parfum, și mă dau cu parfum, dar nu caut eu să am numai cine și ce parfume scumpe așa. Nu! Dacă nu vă puneți nu știu ce pantofi în picioare, dacă nu vi spălat nu știu ce sacos sau nu știu ce rochiță, voi nu ieșiți. Nu, no, voi ăștia care îmblați după etichete, îmblați și obosâți-vă. Eu nu stiu pe etichete nici religioase, nici profesionale, nici culinare, nici vestimentare. Nu, nu-i tu pe etichete, dar vă, vă plac etichetele, e problema voastră, da? Deci să mă voi pe mine ca oricum nu contează ce spui tu, că tu nu ești creștină, dar știți voi, traiul meu, mulți dintre voi care spuneți cuvintele astea, Doamne, că vă trebuie blici să vă spele omul caracterul. Pe că la mine n-ar fi nevoie de blici. Vă zic așa, mai modest, că n-am chef să folosesc alte expresii. În fine. Da? Deci nu e de nevoie de o etichetă, ca să fiu un om care să te prețuiești. Scrie undeva în Biblie că trebuie să fiu pentecostală ca să mă prețuiesc ca persoană? <laughs> Scrie undeva că trebuie să fiu ortodoxă sau știu eu ce? Nu, nu, nu. Voi veniți cu etichete. Voi veniți cu etichete. Dar în fine, David, e, răspunsul meu e, nu, nu-i păcat. Din potrivă, încurajez omul să se sărute în aici dar asta după ce s-o parcurs alți pași. Da? Vezi dacă ești compatibil cu culinar, profesional și așa mai departe, din punct de vedere religios, dacă ești un om foarte religios sau știu eu cum, da? Pentru că toate aspectele sunt foarte, foarte importante. Și pe urmă vedem cu sărutul, analiza ale alea, da? Asta e viața. Bun. Te-am lăsat. Dacă vor oamenii să răspundă, bine de bine, dacă nu, eu mi-am făcut timp așa să-ți răspund. Și acum că nu-ți acord cu tine și că nu rezonezi, nici nu ești obligat să faci asta. Nu ești obligat. Fiecare cu credința lui. Dar să crezi că e păcat să te săruți înainte căsătorie și să crezi și că e păcat să divorțezi dacă relația, relația, chiar nu mai funcționează, indiferent de motiv, da? Adică tu îți dai silința, îți dai silința, îți dai silința după căsătorie dacă vezi că chiar devine un calvar toată situația, dacă tu crezi că e păcat și să divorțezi sau după aia să te recăsătorești, înseamnă că e grav. E grav pentru că înseamnă că tu vrei să treci în lagere și pe lângă tine și alți. Că dacă un vecin de-a tău divorțează și se recăstura și tu ai că e păcat, nu? Nu, no. e grav, e grav. Știi că tu pui în lagăre și pe alții Și nu e ok, nu e ok. În fine, vă rog frumos să aveți grijă la comentarii, oameni buni. Dacă vreți, chiar vreau să lăsați comentarii că persoana asta pare interesată să vă citească comentariile. Și de aici încolo fiecare, nu știu, facă cum a vrea, ce a vrea. Dar nu mai fiți voi pastorea care vreți perfecțiune de la în oraș, pentru că nici voi la rândul vostru nu sunteți perfecți și la fel sună și pentru părinți. Nu mai fiți voi aia, prefăcătorii care vezi la copil să fie spotless, pentru că nu se poate. Da? Și copiii sunt niște entități imperfecte ca voi, ca noi, ca noi toți. Da? Nu vă mai credeți voi părinți perfecți sau pastori perfecți, că nu există perfecțiune. Da? Și una ai să sfătuiești pe cineva, indiferent că ești pastor, profesor sau părinte, și alta ai să ordoi. Știi? Da, vă vă plac și numai să fiți autoritari, este. Cum să nu trească românul, trăiască Hitler și sindromul șoșoa cântăți. V-am lăsat un weekend plăcut și sper să și eu cât e curând videoclipul cu barbecue asta, că mai durează asta viața. La revedere și fiți pe pace, fiți pe pace.